Udi, deja s-a intrat pe ultima parte a pregătirilor pentru noul campionat. Care e atmosfera la echipă? Bună ziua! Atmosfera este una foarte bună. Am așteptat foarte mult timp să începem pregătirea. Au trecut deja câteva săptămâni, mai este puțin până la începerea campionatului. Așteptăm și noi data când va începe. Ne pregătim foarte bine, după părerea mea. Suntem un grup unit în continuare. Așteptăm cu nerăbdare meciurile. Apropo de meciuri, joi primul amical împotriva Naționalei României de tineret. Cum crezi că o să fie jocul? Va fi un meci dificil pentru că noi încă nu am jucat niciun meci amical. Venind după o pauză foarte mare, jucătorii care vor fi la Under 21 deja au apucat să joace câteva meciuri, au făcut pregătire fizică. Va fi un meci dificil, dar trebuie să ne bucurăm de acest prim meci după această pauză și sperăm să fie totul foarte bine la finalul jocului. Campionatul s-a decis în ultima secundă, un play-off nebun. Cum crezi că o să fie viitorul sezon? Cred că va fi mult mai dificil decât acesta care s-a încheiat, deoarece cam toate echipele se întăresc. Așteptăm să vedem ce echipe vor veni și de la Liga 1. Sper eu să avem un parcurs mult mai bun decât campionatul precedent și să ne îndeplinim obiectivul să ducem echipa Liga 1, pentru că asta cred eu că este cel mai important.